Sincer, cred că lucrul cu omul este cel mai greu. Și dacă e să vorbim de aceasta, cred că aceeași problemă și cu copiii la școală, cadrele didactice, care totuși și colegii mei de la creșă, vă dați seama să stai 10 ore cu o grupă de 14-16 copii de un an jumate, 2 ani. Da, vorbim la toate nivelurile de vârstă. Copii, elevi, știu, adolescenți și oameni în vârstă. Sunt destul de multe momente când răbdarea trebuie să s-o pui la încercare, dar satisfacția este maximă atunci când reușesc să-l faci pe om să înțeleagă și dacă poți să-l și ajuți tu ca autoritate locală, atunci știți cum, toate se uită și rămân lucruri de bune. Haideți să vorbim de politică. Spuneați la început, cred că prima dată v-ați sfătuit cu familia. Da, este normal, pentru că este o decizie, pentru că atunci când faci politică, îți expui ca într-o vitrină toți membrii familiei și toată activitatea. Și fiecare își rezervă, să spunem, din cei din jurul nostru, dreptul de a comenta, de a spune, de a te critica, de... Da, este adevărat. Cum a fost când v-ați înscris în PSD? A fost foarte interesant. Au venit la mine acasă și mi-au propus să mă înscriu și să candidez la primărie. Pe vremea aceea lucram referent cultural la Centrul Cultural Cela Neamțu. Poate de aici multe afinități sau, eu știu, recomandări, da, pentru și activitățile culturale pe care le facem tot timpul. A fost greu la început pentru faptul că abia după 2000, anul când am candidat prima dată, au observat oamenii că sunt un potențial om care să conducă comuna și să meargă comuna pe un drum, să zicem, dorit de toți. A fost... Să fiți câștigător. Să fiu câștigător, dar nu în 2000. Nu în 2004. Erau alte condiții atunci, nu era atâta tehnologie ca acum, cu raportările, cu alegerile, cu... Mergeam și făceam campanii, vorbeam din ușă în ușă, nu exista fenomenul internet și Facebook și promovări online sau așa. Unii nici nu se mișcă din, fac o paranteză, din camera lui, dar îi vedetă pe internet. Eu aș vrea să-i văd, să meargă să vorbească cu oamenii și să le ceară oamenii, chiar dacă nu ești primar, pentru că n-am fost întotdeauna primar și nu voi fi o mie de ani. Dar să-i dai omului o sugestie, o soluție când are o problemă și pe care n-a putut să o rezolve actualul primar, să spun eu, și tu dacă ești un candidat sau un viitor candidat, să-i spui omului cam cum ai putea tu să rezolvi problema. De asta sunt lucruri total diferite, ce era în 2000 și ce în 2022, când politica se abordează altfel. Alte sunt canalele de comunicare, televiziunile sunt, au fost și atunci, dar nu atât de multe ca număr și atâtea ore de politică și dezbatere politice. Până la toată urma, cred că e bine și așa cum este acum, pentru că ai posibilitatea să vezi mai multe puncte de vedere și cred că îți poți face propriul tău traseu, cred. Vorbim de județul Iași, ați avut mai mulți președinți la PSD. Da, păi în momentul în care m-am înscris era președinte domnul senator Solcanu, o personalitate a vieții culturale și apoi politice a urbii noastre, dragi. Lupta PSD-ului a fost întotdeauna ca în jurul Iașului să aibă primari PSD. Mi-amintesc că la începutul anilor 2000
nu era niciun primar PSD pe raza zonei metropolitane și cred că în 2008, atunci colegul meu Dan Niță a plecat de la PSD în primăvara lui 2008, s-a dus la PDL, nu știu, a fost o decizie pe care și-a asumat-o. Și între timp, da, o parte din comunele din jurul Iașului s-au schimbat în culoarea roșie, ca să zic, primarii ai noștri. Dar și ceilalți care sunt, chiar dacă sunt de altă culoare, sunt tot oameni destoinici și nu există probleme în asociații când ne întâlnim. Apoi a venit domnul Nichita, am colaborat, cred că foarte bine cu el, ca primar. Faptul că era președintele organizației și primar al municipiului pentru noi a fost un câștig, pentru că unui președinte de organizație care nu e primar, e greu să-i explici, să-i spui ce probleme ai tu ca primar și ai nevoie de un sprijin politic pentru a schimba ceva. Când el era primar, da, mi-amintesc că am rezolvat unele probleme pentru comunitatea locală, pentru că suntem vecini, aveau proprietăți pe raza comunei Ciurea, apartamente, spații de la grădinița cu program normal și la vremea când am devenit eu primar, primăria Ciurea plătea chirie primăriei Iași pentru acele spații. A fost o discuție cu domnul Nichita foarte scurtă. Domnul Chirica era director tehnic, l-a invitat în birou. La prima ședință de Consiliul Municipal transferăm toate bunurile la Ciurea. Și v-ați luat de o grijă? Mi-a luat de o grijă, oarecum. Și apoi a fost situația cu domnul Chirica interimar sau chiar președinte, apoi discuțiile. Cert este că atunci când s-a votat la restaurant, la Select, excluderea din partida domnului Chirica, eu m-am opus. Eu și cu Mihaela Ivancea, cred că doar noi doi, din birou politic județean. Pentru că e greu să aduci oameni lângă tine, este foarte ușor să îi îndepărtezi. Acum, nu știu, eu nu dau sfaturi nimănui, dar în fine, așa a fost la momentul respectiv, cred că era în 2017, în această situație. A venit domnul președinte Marcel. Da, un om extrem de activ, nu-i primar, dar cunoaște problemele primarilor. Vreau să vă zic că și merg destul de des, la 2 săptămâni, 3 săptămâni, mă duc la Ministerul Dezvoltării cu probleme, cu decontări, cu facturi, cu contracte, o activitate de altfel specifică oricărui primar. Vreau să vă spun că aproape de fiecare dată îi dau un mesaj cu o zi înainte, mâine sunt la București. Și omul, dacă este în București, îmi spune, dacă nu, sigur că nu ne putem vedea. Marța trecută am fost cu câteva probleme urgente ale comunității și aveam nevoie, nu o să-mi pun o pilă, ca să zic așa, dar pur și simplu aveam nevoie să mă sfătuiesc cu el. Și vreau să vă zic, la 8:30 dimineața era la etajul 5, pe holul Ministerului Dezvoltării. A înțeles despre ce problemă vreau să discut acolo. A fost, m-a susținut și nu sunt doar eu singurul primar care beneficiază de asistența lui, să zic așa, în momentul în care mergi la București. Toți primarii au remarcat acest lucru, pentru că, într-adevăr, experiența lui, că a fost 3 ani secretar de stat la Ministerul Energiei, l-a făcut să aibă o imagine de ansamblu a executivului de la guvern, pentru că acolo sunt foarte mulți oameni care au rămas pe poziții, directori, șef de servicii, modul de abordare, traseul unui proiect, a unei idei pe care o comunitate o are, dacă este exprimată corect, atunci cei care sunt acolo te pot dirija de unde să începi. Pentru că fiecare dintre noi, cred că ne dorim câte ceva, dar bine și de unde încep. Haide, suntem în cea de-a doua parte a emisiunii. Ce vă motivează să luptați în continuare? Păi mă motivează foarte, foarte multe lucruri. În primul rând, pentru că îmi place ceea ce fac, cred că am învățat în acești ani ce înseamnă administrație locală. Cred că
cred că putem să avem, să spunem așa, flair pentru a vedea pe mai departe care sunt oportunitățile pe care noi trebuie să le abordăm, dar să și fim pregătiți să le întâmpinăm, pentru că se întâmplă de foarte multe ori în viață, în administrație, să fii solicitat într-un timp relativ scurt pentru că se deschide o linie de finanțare și trebuie să fii pregătit. Mă motivează faptul că sunt foarte mulți oameni care sunt mulțumiți de ceea ce facem noi, nu doar eu, pentru că, am spus, eu sunt exponentul colegilor mei din primărie și când merg pe stradă și omul este bucuros și e mulțumit că are un să-și duc copilul la creșă, că are un parc de joacă nou făcut, că lucrurile sunt bune, pot fi și mai bune, atunci, sigur, parteneriatul pe care eu cred că l-am făcut cu dânșii, din punctul meu de vedere, ar trebui să se încheie când, efectiv, va trebui să predau și eu ștafeta unui alt om care să fie la fel de întreprinzător, să zic. Sunt multe lucruri, copiii mei, nepoții mei, care cei mai mici probabil vor învăța în creșa și grădinița pe care o vom termina în toamnă în cartierul Tineretului, astfel încât să nu mai vină până în lunga Cetățuie, nu-i departe, e un kilometru, dar traficul infernal care este pe drumul județean ne face pe toți să stăm așa cu gheața în spate, gândindu-ne că ai noștri copii trec strada, se asigură, nu se asigură, șoferii sunt șoferi și sunt foarte, foarte multe situații din acest gen. Da, sunt multe care mă motivează și sper să răspund sau să corespund și eu dorințelor oamenilor, pentru că de multe ori se întâmplă că trebuie să îi convingi pe oameni că ești de bună credință și nu putem să nu fim de bună credință pentru că suntem din comunitate și aici trăim și aici locuim și că trebuie să ajungi din 4 în 4 ani să le ceri acel vot de încredere oamenilor și sperăm să fie în regulă, sigur. Iar, da, cel mai mult, poate că mă motivează, așa cum spuneam, satisfacția pe care o ai când omul este mulțumit de ceea ce reușești cu greu să realizezi. Asta e diferența, trebuie despre satisfacție. Da. Dacă trageți o linie, care sunt lucrurile care, nu știu, v-au adus aceste satisfacții? Sunt foarte multe. V-am spus, cred că faptul că am reușit într-un timp, să zicem, din 5-6 ani de zile să avem o rețea școlară foarte bine pusă la punct, o rețea de creșe, care din acest an face parte și ea din rețeaua școlară. 4 creșe unde vom putea în toamnă primi până la 240 copii. Mă motivează când, nu mă uit în curtea vecinului, dar când văd că alți colegi de-ai mei nu reușesc să aibă nici măcar o grupă de creșă, mă motivează să dovedesc că, da, am o echipă bună și pot să aduc bunăstare în comunitate. Mă motivează când văd echipe, apropo de sport și de pandemie, că suntem membri într-o competiție județeană, care, din păcate, a rămas cu puțini competitori și atunci am decis cu colegii mei din Consiliul Local să deschidem o competiție, Divizia de Ciurea, și cred că se adună în fiecare duminică la meciuri peste 200-300 de oameni și mă motivează când îi văd cât de mult se bucură de terenurile de sport pe care noi le-am făcut. Sunt multe lucruri care mă motivează. Așa că n-aș putea să spun care este cel mai mare sau cel mai important motiv. Mai candidați? Da. În curând, mandat? Sigur. Sigur, mi-am propus să mă apropii de vârsta de pensie și să fiu tot în funcție, pentru că ani trec. Asta știți să faceți ce e cel mai bine? Da, cred că este cel mai bine. Trebuie să accelerez, frânez,
Acum este o perioadă de accelerare pentru că sunt o mulțime de oportunități pe Angel Staring și pe PNRR. Mâine vom avea probabil o discuție la nivel județean al organizației noastre să vedem care sunt veștile bune, evident, pe care noi toți le așteptăm. Da, sunt multe motive. Dacă vorbim de instituții, Consiliul Județean este instituția care ar trebui să vă sprijine cea mai mult. Consiliul Județean, paradoxal, pentru cine ne vede, ne aude, am o relație foarte bună cu Costel Alexe, în mod personal. Din punct de vedere politic, noi pe plan local avem o înțelegere cu colegii din Consiliul de la PNL, susțin în totalitate proiectele pe care noi le abordăm. Avem o majoritate simplă, altfel PSD-ul în Consiliul Local, dar ei ne dau acea, să zicem, greutate când trebuie să iei o decizie cu două, trei. Este o colaborare bună cu Consiliul Județean. Am avut chiar zilele trecute o speță cu privire la restituirea unui teren pe care noi am făcut Parcul Memorial Ciurea. A fost pentru o scurtă perioadă în proprietatea Consiliului Județean să poată să facă investiția. Iar la trecerea înapoi în domeniul public al comunei, am avut ceva piedici puse de anumite persoane, dar până la urmă, cel care m-a ajutat foarte mult a fost chiar președintele Alexe. Ne auzim la telefon, vorbim, ne întâlnim, discutăm de proiectele comunității, cu lărgirea drumului județean de la capăt de la Tehnopolis până la șoseaua de centură, despre șoseaua de centură ușoară care va prinde și bună zonă din comuna Ciurea. Sunt foarte bune relațiile. Și la prefectură este colegul nostru, dar eu, de când sunt primar, n-am avut absolut niciodată niciun clinci cu niciunul din prefecții, indiferent că au fost de la PDL sau de la PSD sau de la PNL. Părerea mea este că trebuie să depășim cadrul politic când discutăm despre oameni și despre administrație. Spuneați de piedici. Cine vă mai pune piedici astăzi? Nu mai pune nimeni piedici. Nu pot să discut pentru că... Dar, în fine. Adversarii politici mai sunt astăzi? Sigur, sunt adversari politici, îi respectăm, îi tratăm cu respect pentru că mi se pare că așa trebuie să și fie. Oricine, cum spunea Napoleon, poate să aibă în raniță, știu eu, eșarfa de primar. Important este să dovedească și să poată să ajungă în acel moment. Sunt de la toate partidele și vor fi candidați, îi tratăm cu respect, îi invităm pe o parte din ei care doresc să vadă ce înseamnă să fii primar, nu doar o zi să vii la primărie de bunăvoie și să fii de la 7 dimineața de la băutul primii cafeluțe și până la sfârșitul zilei, poate chiar o zi, două sau trei, pentru că se poate întâmpla într-o zi să nu ai decât documente, cum ați văzut mai înainte, la urbanism desemnat și nu te confrunți cu alte probleme. Am avut chiar un coleg de la Liberal care a venit vreo două zile, trei zile, a venit cu noi, a fost pe teren, era și zis de ridica gunoiul și cu ajutor social, activități de făcut. Și i-a plăcut și a rămas impresionat de modul în care ne organizăm și comunicăm până la urmă. Suntem la final, nu putem să încheiem decât mesajul dumneavoastră pentru colegi, pentru comunitate, dar și pentru oameni. Mesajul este același pe care l-am spus. Seriozitate, abordăm cu calm toate problemele, cu profesionalism. Le mulțumesc colegilor mei din primărie și, în primul rând, vreau să le mulțumesc oamenilor că au avut și sper să aibă în continuare încredere că suntem aici pentru dânsii. Noi vă mulțumim frumos. Revenim la viitorul proiect, la viitoarea inaugurare aici în Comuna Ciurea. Pe 20 iulie. Cu drag, aceasta a fost ediția de astăzi. Sunt Mihaela Obadă și săptămâna viitoare.